Lupta în PNL se adâncește. Ludovic Orban și Florin Cîțu, cei doi contracandidați la șefia partidului, se întâlnesc față în față după ce tot weekendul s-au atacat. Dacă Orban a ales să fie direct, Cîțu a lansat atacurile prin intermediul altor membri de partid. Mai multe detalii despre acest subiect ne oferă chiar acum colega mea, Gabriela Mihai. Gabi, ești în direct. Bună dimineața! Am găsit, se ascult cuțitele în Partidul Național Liberal, iar la ora 10 începe o ședință a biroului executiv, o ședință la care în mod normal vin toți liderii, inclusiv cei doi contracandidați, Ludovic Orban și Florin Cîțu. Rămâne de văzut dacă premierul Florin Cîțu ajunge astăzi la ședința biroului executiv, însă am văzut că la finalul acestei săptămâni au fost atacuri dure între cei doi contracandidați la șefia Partidului Național Liberal. Mai exact, președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a menționat că nu se poate spune despre Florin Cîțu că vine cu un suflu nou în partid, în contextul în care din echipa care îl susține fac parte oameni ca Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc sau Gheorghe Flutur. Pe de altă parte, nu au întârziat să apară replicile din partea a celor menționați și un atac dur la adresa președintelui Partidului Național Liberal l-a lansat chiar Alina Gorghiu, susținând că un suflu nou în partid înseamnă în primul rând să ai curajul să îți dai demisia atunci când pierzi alegerile parlamentare și totodată un suflu nou în partid înseamnă să nu negociezi funcții și să pierzi ministere doar în interes personal. Așadar, vom vedea care va fi replica lui Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Cert este însă că am văzut o reacție și a unuia dintre cei mai importanți lideri din Partidul Național Liberal, astfel că Ilie Bolojan din organizația PNL Bihor anunța că există riscul ca unul dintre cei doi, atunci când va pierde alegerile, să piardă și celelalte funcții din partid. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cert este că ne reamintim Congresul Partidului Național Liberal în care se va alege președintele Partidului Național Liberal a fost convocat pe 25 septembrie.